Acuzații de antisemitism la adresa președintelui Klaus Iohannis după ce a refuzat să accepte numirea lui Ilan Laufer în funcția de ministru al dezvoltării. Consider că refuzul președintelui Iohannis, în ceea ce mă privește, este un nou act de antisemitism și vreau să atrag atenția asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a demonstrat în ultimul an președintele Klaus Iohannis. Se folosește de orice prilej pentru a submina buna funcționare a Guvernului României. Îl rog pe Klaus Iohannis să aibă curajul și să spună care a fost motivul real din care m-a respins, mă refer la cel religios și faptul că sunt evreu. Ilan Laufer a adăugat și care informații că i s-ar pregăti un dosar penal la comanda președintelui. Acesta a precizat că va face o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării împotriva lui Klaus Iohannis. În replică, directorul Institutului Eli Wiesel califică declarațiile lui Ilan Laufer ca o simplă speculație. Eu cred că este o reacție emoțională a domnului Laufer, care nu se aștepta ca drumul său spre o poziție de demnitate publică să fie frânat brusc. Pe de altă parte, mesajul se înscrie în tonul ridicat al dialogului care este între cele două palate de mai multă vreme. Este o construcție, o speculație a domnului Laufer, a spus directorul Institutului Eli Wiesel, Alexandru Florian. Marți, președintele Klaus Iohannis a anunțat că a aprobat remaniera guvernamentală, dar din lista miniștrilor pentru care a semnat decretul de numire în funcție, au lipsit propunerile pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Transporturilor, adică Ilan Laufer și Ilia Olguța Vasilescu, despre care Iohannis a spus că sunt propuneri nepotrivite.